Salutare, ești gata pentru un nou concurs? Da, ăsta este concursul dintr-un singur part. Vezi că am făcut un joc în, în grup, One Part Game Start, și ideea este să pornim de la un singur part, da? Uite cum e ăsta de aici, spre exemplu, și să facem nivele pornind de la un singur part. Uite, hai să vezi cam cum arată. Uite, de la un singur part acum există, am făcut automat tot acest nivel, da? cum am făcut? L-am clonat, l-am aranjat unul lângă altul și așa mai departe. Și l-am făcut ca fiecare parte atunci când îl atingi să dispară, să treci prin el, să apară chestii de genul ăsta, da? Ceea ce desigur ai văzut printr-o grămadă de jocuri. A, îți place avatarul meu? A, mie... Da, îmi place. E, înseamnă că iar au pus băieții mei mâna pe telefonul meu că așa fac. Cum îmi prin telefonul, intră și îmi schimbă avatarul. Ok. Foarte drăguț. Bravo, copii! Ăsta chiar îmi place, gata, cu avatarul ăsta rămân. Aha. Cum se desfășoară concursul? Păi, eu ți-am pregătit acest, uh, acest joc de start. Da? Și ți-am pus aici o grămadă de uh, funcții, de modul scripts, în server, script, script service. Da? Și uite, spre exemplu, pentru, a, pentru hexagon, ți-am pus librăria asta și am băgat aici două funcții. Mâine când ne întâlnim la o oră le continuăm și facem și alte funcții și mai avem librăria asta care este pentru parturi normale, o grămadă de funcții. Ia să vedem. Spre exemplu, dacă vrei să creezi un labirint, deja ți-am creat funcția Create Maze, da? în care tu specifici de la ce part pornești, câte linii, câte coloane și unde să spună labirintul pe hartă. Hai, hai, să vedem cum faci treaba asta. Da? Deci, funcțiile astea deja există în modul scripts. Ce trebuie tu să faci este să copiezi aceste modul scripts de aici din Server Script Service în proiectul tău și apoi în scripturile normale da, să folosești funcții din ele. Spre exemplu, cum îi spuneam la funcția aia că am și uitat, Create Maze. Bun. Deci eu i-am spus Robo, că așa i-am dat eu numele la librăria Robotescu. Deci Robo. Uite ce funcție am băgat eu acolo, create maze. Hai să folosim pasta. Din partul este ăsta de aici, da, deci facem un labirint din acest part. Deci totul ce trebuie tu să faci este ca în scriptul tău să zici create maze, apoi să i specifici partul, virgulă și te uiți foarte frumos aici care sunt parametrii următori, linii. Un labirint din câte linii? Din 10 linii. OK. Din câte coloane? din 20 de coloane. Ok. Și care este poziția pe hartă unde vrem să ne-l punem? Spre exemplu, gen vector3.new minus 100 2 minus 100 Ia să-i dăm acum un play să vedem ne creează labirintul, merge funcția aia magică pe care eu deja am făcut-o pentru tine? Bă, uite labirintul și e bine că l s-a creat exact la aceeași poziție ca și asta cu hexagoanele. Ok, uite, o idee bună de concurs, da? Și am creat labirintul automat, dintr-un singur part. Deci ăsta este scopul jocului. Hai să facem chestii interesante dintr-un singur part, da? A, uite, Ștefan deja a creat un modul script al lui foarte bine și are o funcție, ea ce face funcția asta? Fă trambulină. Ce se facă trambulina? Partul un part am înțeles, și cu ce putere? Ok, dacă uită uitu cu să pună puterea, atunci îi dai putere 500 și ancorezi partul, ok. Oh, ce tare! O, oh, da, și te aruncă în sus cu puterea, de 500, cu puterea 500 pe direcția Y, pe verticală. Da, super tare! Super, ok, deci puteți să folosiți și funcția lui Ștefan, funcția asta sau ce funcție o să mai bage Ștefan, dar, felicitări Ștefan, tu deja ai câștigat Premiu, pentru că înainte să înceapă concursul, deja te-ai apucat să, să faci, te-ai te prins despre ce e vorba. Bun. Deci, câștigă concursul atât cei care își definesc funcțiile lor pentru ceilalți, da? Pentru că lucrăm pentru comunitate și pentru ceilalți, bravo. Deci, asta e odată un câștigător sigur. Câștigă concursul cei care reușesc să folosească aceste funcții din librărie sau câștigă concursul cei care nu reușesc să lucreze cu funcțiile din librărie pentru că n-au învățat asta încă la, la ore dar și fac nivelele bazat pe ce am discutat ultimile ore la curs în scripturi normale. Deci folosiți de aici, folosiți scripturile așa cum le-am făcut orele de programare, așa cum dorește fiecare. Ideea este că avem un part și ăsta trebuie clonat și făcut ceva cu el ca să iasă un nivel interesant. Ok? Hai! Mult succes!